Bună ziua și la mulți ani! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Ne regăsim la începutul acestui an fără evenimente deosebite și mulțumim cetățenilor pentru responsabilitatea cu care au înțeles să petreacă aceste zile, dar mai ales noaptea dintre ani, ținând cont de măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Efectivele Ministrului Afacerilor Interne s-au aflat la datorie pentru asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice, pentru gestionarea situațiilor de urgență, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile sanitare. La nivel național, în prima zi a anului, angajații MEAI au intervenit la 5.463 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. În ultimele 24 de ore au fost gestionate peste 1.300 de intervenții la situații de urgență. O acțiune a pompierilor, care a necesitat activarea planului roșu de intervenție, a avut loc chiar în această noapte, în jurul orei 3, la Spitalul Municipal Secția Psihiatrie din Roma, în județul Neamț. Incendiul a fost lichidat în aproximativ o oră. Nu au fost înregistrate victime, cadrele medicale și pacienții fiind evacuați la timp. 4 persoane s-au intoxicat totuși ușor cu fum. Se pare că focul a pornit de la o țigară aprinsă. În prima zi a anului s-a înregistrat o scădere a numărului de infracțiuni comise cu violență cu 80% față de începutul anului 2020. Numărul autorilor de infracțiuni prinși în flagrant este în creștere față de anul trecut, de la 85 la 143. De asemenea, la nivel național, personalul MEAI a aplicat 5.078 de sancțiuni contravenționale în valoare de 1,9 milioane de lei. Polițiștii rutieri au fost mobilizați pe drumurile pe care de obicei se înregistrează probleme pentru a acorda sprijin conducătorilor auto și pentru a preveni accidentele grave. Evident, au fost depistați și conducători auto care au încălcat cu bună știință regulile de circulație. În ultimele 24 de ore au fost reținute 225 de permise de conducere și au fost retrase 42 de certificate de înmatriculare. Angajații MEAI au continuat în prima zi a anului acțiunile pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, acționând alături de reprezentanți ANSVSA, ANPC, ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor și ai autorităților publice locale. Echipajele MEAI au efectuat de asemenea 3 misiuni de însoțire și asigurare a transporturilor vaccinului împotriva COVID-19. La nivel național, au fost desfășurate peste 1.100 de acțiuni punctuale de control cu privire la modul de respectare a măsurilor de protecție sanitară. Au fost verificați aproximativ 2.500 de operatori economici, 107 operatori transport persoane și aproape 6.000 de obiective de interes, dintre care aproximativ 2.000 de restaurante, terase și fast food-uri. De asemenea, au fost verificate și peste 64.000 de persoane. În prima zi a anului au fost aplicate peste 2.800 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 684.000 de lei. Peste 2.000 de sancțiuni s-au aplicat pentru nepurtarea măștii de protecție, 586 pentru încălcarea restricțiilor de circulație, 36 pentru nerespectarea distanțării fizice și 19 pentru încălcarea măsurilor privind carantina sau izolarea. Alte 40 de sancțiuni s-au aplicat pentru organizarea sau participarea la evenimente publice sau private, ori pentru nerespectarea măsurilor dispuse cu privire la organizarea transportului de persoane sau a programului de lucru. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni de combatere a zădărnicirii bolilor. Aceste acțiuni de control vor continua pentru a ne asigura că măsurile de protecție sanitară sunt respectate și sănătatea românilor nu este pusă în pericol. Vă mulțumesc!